Capitolul 13. Dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Când a ieșit Isus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Isus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Isus a început atunci să le spună. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Cristosul! și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela. Căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe frate său, și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Îndemn la veghere. Când veți vedea urăciunea pustiirii, stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar, în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului, venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegiaci